Lăudați să fie Domnul! În, după masa asta, în seara asta, o să încep o serie de predici despre lucrurile mici. Adevărul e că de prea multe ori, când vorbim despre lucrurile noi al lui Dumnezeu și am și cântat despre ele, avem impresia că trebuie să întâmple eu știu ceva, avioane spațiale să vină să ne mântuiască, să ne vorbească Domnul, să ne dea un cuvânt din ăla profetică, iată, tu vei fi evanghelistul neamului, știi, ceva de genul. Dar Dumnezeu după cum îl cunoaștem bine, el este un Dumnezeu foarte concret, foarte pragmatic, e un Dumnezeu care folosește și lucrurile mari, dar și lucrurile mici. Și în seara asta o să începem acest studiu, această serie de predici despre lucruri mici, pentru că eu cred că nou ni s-a vândut foarte frumos ideea asta hollywoodiană de biserică, că trebuie totul să fie mare, trebuie totul să fie tare, trebuie totul să fie cu lumini, să fie fum pe sus, să alerge îngerii pe aici. Și Dumnezeu câteodată lucrează și așa. Dar de cele mai multe ori, din ce am observat eu în Scriptură, Domnul lucrează în ascuns și împărăția crește de la mic la mare. De asta titlul acestui mesaj se numește O mică slujitoare care a devenit instrumentul milei lui Dumnezeu. O mică sclava. Dimineața am vorbit despre mila Tatălui și am învățat cu toții acea declarație frumoasă: Tatăl meu mă vede și are milă de mine. Aleargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă, pentru că tot ce vine bun este de la el. Adevărul este că. Când întorci la Dumnezeu, primul lucru care ar trebui să-l schimbe orice creștin prin, prin, partea de ocenicizare și citirea Scripturii și rugăciune este imaginea despre Tatăl Ceresc. De prea multe ori întâlnesc oameni care sunt de 5, de 10, de 20 de ani într-o biserică și ei încă îl văd pe Tatăl Ceresc prin lentilele Tatălui lor pământesc. Îl văd un Dumnezeu absent, un Dumnezeu care nu-i pasă, un Dumnezeu care nu are timp pentru ei, un Dumnezeu care degeaba strici că nu aude, ca și cum ar avea urechile surde, un Dumnezeu cu mâna scurtă, dar Domnul ne vede, Tata ne vede și are milă de noi. Aleluia! Da, cum spuneam, unii cred și vorbeam cu cineva și zice, wow, roagă pentru mine să-mi Dumnezeu ungerea lui Billy Graham. Zic, omule, n-ai nevoie de ungerea lui Billy Graham. Ai nevoie de ungerea lui Hristos. Da, pentru că el credea că dacă ar avea un ungere asta ar fi un, un, un evanghelist extraordinar sau cineva spunea, ce mi-aș dori să fiu ca Charles Spurgeon, prințul predicatorilor din Anglia, da? Nu trebuie să fii ca Charles Spurgeon, Dumnezeu a avut nevoie decât de un Charles Spurgeon. Dumnezeu are nevoie de tine aici în România, amen? Unii din, cum spuneam, de, unora dintre noi li s-a vândut ideea asta de, de Hollywood, de, de strălucire, că dacă nu e așa mare și uh, nu e frumos și nu, nu ai multă lume și nu sunt mulțimile care vin cu bulucul, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. dă voie să-ți spun că și cei din lume adună mulțimi și asta nu înseamnă ca ungerea lui Dumnezeu. Faptul că atragi mulțimi nu înseamnă că ești de la Domnul. Antichristul, spune Scriptura, în sfârșitul vremurilor va atrage mulțim. Și nu înseamnă că e Hristos, el e anti -Christos. De asta aș vrea să intrăm într-o poveste care pe mine m-a impresionat, îmi vorbește, mă motivează, e o poveste simplă, e o poveste despre o fetiță care în timpul uh, asediului as, uh, sirian, ea a fost luată ca și sclavă, a fost luată ca și slujitoare și a ajuns în casa celui de-al doilea om din, din, din stat pe nume Naaman. Vă aduceți aminte de el? Aș vrea să vă citesc. Doi împărați, capitolul 5. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea împăratului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Incredibil, domnul izbăvise pe sirieni. <laughs> Dar omul acesta tare și viteaz era pros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naman și a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceasta din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du în Samaria, voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint. Zece hm. 10 talanți de argint. Un talan știți cât avea, nu? 30 ceva de chile, da? 36, unii zic 33, dar oricum era mult. Să ai 33 de chile de argint după tine, să ai ori 10, hmm. e ceva extraordinar. A plecat la un 10 talant, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glosuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu, Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui. Incredibil. De multe ori așa mă simt și eu. Vine cineva cu o problemă la mine, uite, am chestia asta. Și știi cum oamenii, când te văd în față, unii dintre ei te tratează ca și cum ai fi, știu eu, ceva, o persoană specială, dar noi știm că numai Dumnezeu vindecă, amin? Noi toți suntem instrumente în mâna Lui, amin? După ce a citit am împăratul și-a hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor, să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că există un proroc în Israel. Citim până aici, în prima parte a textului, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta a fost cuvântul lui Dumnezeu, nu-i cuvântul meu. Și aș vrea ca să ne uităm la context. Sirienii erau oamenii care abuzau pe israeliți. Oamenii care veneau și le prădau moșiile, le luau averile, de multe ori le luau fii și copii la luptă, așa cum făceau Imperiul Otoman altădată, când românii plăteau în jur de 5-6 mii de copii pe an tribut. 5-6 mii de copii pe an tribut plăteau românii, țara românească Valahia, otomanilor, ca să stea să nu fim pașală turcesc. De asta sunt mulți turci pe partea asta a Mediteranei care seamănă cu românii. Pentru că atâția români au dat în 4-5-600 de ani românii cât au fost sub turci, că se vede acolo o, o influență. Și este ușor sau este greu să iubești pe omul care te abuzează, care îți face rău. De multe ori îți schimbă vecina la bloc florile dintr-o parte în alta și deja îți sare capacul. Alte ori, eu nu știu cum sunteți voi, dar eu am anumite lucruri în casă care dacă nu sunt acolo, nu mă descurc. Și am o soție atât de fantastică și excepțională care am învățat că dacă mi le lasă în același loc, creierul meu se lenevește. Și atunci, din când în când mi le mută în alt loc, ca creierul meu, da, este studiat, este ința asta, dacă lucrurile sunt în același loc, creierul tău merge doar pe automatisme și nu mai ești creativ, nu mai gândești. Și atunci când nu găsesc lucrurile unde eu cred că sunt, ai, e jale. De ce? Dar de unde am rămas cu trauma asta? Tatăl meu avea un obicei, când se îmbăta noaptea mai venea și mă lua la bătaie. Și eu aveam hainele întotdeauna pregătite lângă pat, pantalonii doar așa îi dădeam jos, erau acolo cu și doar să sară în ei pantofi tricou și am rămas cu un stres. Am nevoie de lucruri lângă mine, cana lângă mine, totul lângă mine. Dacă aș putea, aș pune și rucsacul lângă mine, aș pune să le am acolo. Oare vi se pare că prea controlativ? Nu știu. Dar răspund ceva, când cineva îți schimbă lucrurile din viață, când cineva te mișcă mai încolo, ceva se întâmplă în tine, reacționezi, corect? Și noi știm că mulți copii de Dumnezeu, chiar dacă s-au întors la Domnul și au venit la biserică, au une o reactivitate destul de mare. Ne enervăm ușor, ne frustrăm ușor, suntem exact ca și fiul cel mare de dimineață, ne întărătăm prin de mânie. Gândește-te ce simțeau evreii ăștia când sirenii veneau și abuzau și abuzau și abuzau și abuzau. Cum te-ai simțit dacă de fiecare dată când iei salariu, vine unul la tine, te prinde și zice Bună ziua! Am înțeles că asta a fost ziua ta de salariu. Bagă aici băiatul, că dacă nu te aranjăm, ai putea să-l iubești. Ar fi foarte greu. Dar dacă ți-ar veni și ți-ar distruge toată grădina ta de roșii la care muncești săptămânal, toată grădina ta de legume, ți-ar distruge pomii, ți-ar tăia pomii cu drujba, ar veni sara la tine acolo și la fratele Silviu și-ar da toți pomii jos. Oare ce ar simți fratele Silviu? Să știți că atunci când ai dușman, nu e ușor să iubești. Și ce se întâmplă că într-unul din asediile lor, într-una din luptele lor, aduc cu ei o fată care se pare că îl cunoștea pe Dumnezeu. Gândește-te, fata asta și-a pierdut libertatea. Nu știu dacă știți cum e să fii sclav, nu cred că niciunul dintre noi nu înțelegem. Poate puțin cei care am fost în armată, că după ce am semnat ni s-a spus de astăzi ești proprietatea armatei române. Cu alte cuvinte, ce mi-a spus domnul capitan, că nu înțeleg, nu mai ai drepturi, noi avem drepturi asupra ta. Fata asta și-a pierdut libertatea, și-a pierdut familia pentru că a fost smursă din sânul familiei. O, o adolescentă, gândește-te ce a simțit, ce traumă pentru ea. Să fie luată și smursă din sânul familiei, dusă departe de un popor barbar. Poate cine știe cum, cum a fost abuzată sau eu știu ce cum s-au comportat cu ea. Ajunge în casa unui om pe care nu-l cunoaște, slujește o femeie pe care nu o cunoaște, trebuie să înveți o limbă pe care nu o cunoaște. Gândește-te câtă presiune. Și să spune de asta statutul tău este de sclav. Din om liber, ca și Iosif. A ajuns sclav. Și îmi place narațiunea că fata asta vede că stăpânul ei, dușmanul ei, omul care biruise pe Israel, are o problemă. Și ea avea o soluție. Și pentru că este sezonul lucrurilor noi și Domnul face lucruri noi, Trebuie să învățăm și noi că ceea ce avem de spus e foarte important pentru oamenii de lângă noi. Vestea bună care ți-a dat-o Domnul Iisus Hristos, că un om poate fi eliberat, că un om poate fi iertat, că un om poate fi eliberat de apăsare. Poate pentru noi cei de la biserică ne-am obișnuit așa de mult cu clișiele astea și ni se par, cum să zic, ni se par foarte comune. Zilele trecute am fost în, în Londra, și am întâlnit acolo o femeie care în disperare a apelat la vrăjitoare, la trei vrăjitoare. Și spunea, de când am apelat la vrăjitoarele astea, nu mai pot să dorm, mi-am pierdut locul de muncă, îmi pierd casa, eu și fata mea auzim voci în casă care ne cheamă noaptea, suntem efectiv disperate și speriate, traumatizate, nu dormim de nopți, stăm acolo cu pătură pe noi și auzim din toate camerele voci. Și femeia asta nu era nebună. Dar odată ce intri în contact cu diavolul, diavolul te caută. Și știți ce? A venit și a strigat după ajutor. Am făcut acolo o rugăciune scurtă și mărturisea la unul din păstori, spunea, e prima dată după trei luni de zile, când ne-am sculat dimineața, am dormit toată noaptea, ne-am odihnit și n-am auzit nicio voce. E ușor așa când stai în bancă și crezi că n-ai nicio problemă, dar când ești apăsat, când ești legat, când blestemele de peste din trecutul tău sau părinții tăi care le au pus, sau cine știe ce ți-a pus vrăjitorii, peste viața ta acționează și activează și le vezi, atunci ești cu adevărat disperat și strigi. Naman avea o problemă. Omul ăsta avea un statut social Fetița nu avea statut social. El era un nume în Siria și în Israel, ea nu mai, era, nu mai avea niciun nume. El era liber, ea era sclavă. Și omul ăsta din vârful piramidei ajunge să fie ajutat de o fetiță care era un nimeni. Probabil că s-a împiedicat de două, trei ori de ea prin casă, probabil că n-a întrebat cine este sau știa despre ea, dar vedeți, fetița asta se pare că era o fetiță extraordinară care ne-a locuia dragostea lui Dumnezeu. Și spune Scriptura aici, ea a zis stăpânei sale, of, dacă Domnul meu, adică stăpânul meu, ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ce interesant că fata asta, cu toate că ăsta abuzase propriul ei popor și probabil și pe ea, a traumatizat-o atât de mult, i-a luat libertatea, a făcut-o sclavă, probabil că slujea de dimineața până noaptea, Fata asta a rămas în ea bunătatea lui Dumnezeu. Și a venit cu o soluție și a zis, uite, eu am o soluție, eu am o veste, eu cunosc că în Israel, eu cunosc că în Israel există un Dumnezeu care poate să vindece lepra stăpânului meu. Gândește-te că ce credibilitate ar fi avut o adolescentă în fața unui general sirian? E ca și cum s-ar duce cineva acum să spună, eu știu, președintele Iohannis ceva sau președintului Biden sau, eu știu, la președintele Olaf Scholz, al Germaniei, cancelarul, de fapt, că acolo așa se spune, uite, Dumnezeu vrea să facă ceva pentru tine, să ar uite așa, auzi, tu cine ești? Ești fata care pune apă pe aici, prin sala de la Comisia Europeană? Trebuie frumos să ieși afară, că aici suntem doar noi. Gândește-te cât curaj a trebuit la această fată, neînsemnată, necunoscută, fără statut, fără putere, Naaman avea toată puterea biruință, era generalul care Biblia spune chiar Domnului de dusă biruință. Ea n-avea nicio putere și totuși ia, fata fără putere a ajutat pe cel cu putere. Gândește-te ce 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 incredibil ce ce teorie aici e interesantă ne, ne ne arată Scriptura. De multe ori te simți la fel ca fata asta, eu m-am simțit de multe ori legat de mâini și de picioare. M-am aduc aminte când cineva a venit cu o, o fetiță la mine care avea o gaură în inimă. Știți cât de copleșit m-am simțit? Uite, roagă-te pentru ea, Domnul să o vindece. M-am uitat, am zis, pângându-mă femeia asta, ce-și imaginează, ce presiune pune pe mine. Dar eu sunt vindecător, venea să-mi rup hainele, ca și împăratul lui Israel. Dumnezeu vindecă. Și a trebuit să-i spun, uite, sora mea, vreau ca fata ta să fie vindecată, dar numai Dumnezeu vindecă, nu noi, noi suntem instrumente ale mirei lui Dumnezeu. Și ușor, ușor a trebuit să-i reglez un pic emoțiile și să-i reglez un pic mentalitatea și să mergem împreună la Dumnezeu și să strigăm. Dar este o presiune enormă. Însă știi ce? Dacă ai soluția, te rog frumos, nu ține pentru tine înmormântată pentru toată viața. Este o poveste în Biblie, vă aduceți aminte, care Domnul Hristos ne spune, îi spune pilda talanților. Unul a primit unul, unul cinci și unul zece. Și ăla care a primit unul, știți ce a făcut? Imediat a făcut o înmormântare, o colivă, o cruce, a mormântat talentul și a zis, acolo o să rămâi. Oare câți creștini nu trăiesc exact ca și omul ăla cu talent? Și-au mormântat talanții de mult și-au mormântat vestea cea bună a Evangheliei de mult. Și când au oportunitate, lasă rușinea să-i controleze, lasă frica să-i lege în continuare. Fetița asta a trecut peste frica ei. Și a zis, măi, ce mi se poate întâmpla? Imaginează-ți! Nu numai decât. Nu că a trecut doar peste frica și peste handicapul care îl avea, pentru că nu avea niciun cuvânt de spus, nu era credibilă. Fata asta a fost instrumentul și extensia milei lui Dumnezeu pentru un general sirian care domina și abuza poporului. ei. mi se pare fantastic. Domnul Hristos vine câteva mii de ani mai târziu și spune, iubiți-vă vrăși mașe. E ușor să-ți iubești aproapele. E ușor să-ți iubești familia. Dar cum este să-ți iubești vrăjmașii? Cum e să o iubești pe penina, pe aia de în fiecare duminică la biserică îți spune piedică? Aia care te bârfește și te vorbește. Cum e, cum e să iubești pe aia care întotdeauna înainte să iei tu proiectul hac la un hățatei? Cum e să iubești pe cei care ne, te nedreptățesc? Cum este? Cât de greu este să iubești pe cei care îți fac rău? Cât de greu este să iubești pe cei care trec pe lângă tine și te ignoră total? Și zici, băi, pe ăsta l-am ajutat, i-am dat de muncă. Îmi place așa de mult că fetița asta, cu toate că e luată împotriva voinței din națiunea ei, făcută sclavă, fără, fără un... efectiv fără ajutor, ea alege să meargă și să spune despre soluția care era în Israel. Eu stau să mă întreb, câți dintre noi, în lunile care au trecut de la 1 ianuarie, am avut ocazia să spunem despre această soluție, despre Hristos la unii și la alții, și am tăcut din gură am fost silent, pe mut. Pentru că diavolul ne-a spus, nu te pricepi. Nu ești predicator, nu ești slujitor. N-ai ungere de mai bine tași din gură. N-are rost să te faci de râs. Nu-i bai dacă nu zici tu, las că poate a zice altul. Îmi place de fetița asta. Hmm. n Nu avea nici putere, era lipsită de drepturi, sclavă și totuși a schimbat destinul acestui om doar pentru că i-a spus unde este soluția. Vreau ca să te provoc în seara asta, să nu mai ai responsabilitatea pe omerii tăi, trimite-i la soluție. Spune-le, ascultă-mă, aș vrea să te ajut. Nu pot, dar știu unde este soluția. Soluția este la Domnul Isus Hristos. Da, dar sunt în depresie, iau pastile. Îmi spunea cineva, te rog, spune că o să trăiesc din nou fără pastile. I-am zis, se poate. Dar nu vine la mine. Eu împreună cu tine ne rugăm la soluție. Domnul Iisus Hristos te poate elibera. Spunem că mai îmi dă Dumnezeu zile să-mi cresc copii. Eu nu pot să-ți promit asta dacă nu sunt Dumnezeu, dar putem împreună să mergem să căutăm soluția la Iisus Hristos. Spunem că pot trăi fără depresie. Spunem că o să am bani să-mi plătesc ratele. Spunem că o să pot să am și eu o casă pe pământul ăsta să mă bucur de ea. Eu nu pot să-ți promit asta, dar pot să te duc la soluție. Pot să te duc la persoana care te poate ajuta. Amin? Wow, ce fain! În câteva lucruri concrete care rez din povestea asta. N-aș vrea să, să intru foarte mult în detalii, dar aici sunt mai multe personaje. Este fetița, roaba, este Naman, sirianul, este prorocul Elisei, este împăratul lui Israel, care s-a văzut neputincios, care a fost reactiv, e prorocul Elisei care a zis, trimite-l numai la mine, pentru că Elisei înseamnă Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu că Dumnezeu salvează. Și vă aduceți aminte, povestea merge așa că ajunge Până la urmă, acest sirian la, în, în Israel și Elisei trimite o vorbă și zice du-te și te scaldă în râul Iordan și carnea ți se va face sănătoasă. Du-te și te scaldă de șapte ori în râul Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi iarăși curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși el însuși înaintea mea, va chema numele Domnului Dumnezeului său, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra mea. Gândește-te ce strălucitor era Naaman îmbrăcat platoșă probabil de aur, scut de aur, manta de purpură, coif de aur, era general, era numărul doi în Siria. Și totuși, pe sub toată strălucirea asta, el era plin de bube și de răni. De multe ori întâlnesc oameni care la prima vedere sunt setați pe viață, sunt aranjați, au o situație financiară bună, au un statut deosebit. Și după ce începem să bem ceaiul sau cafeaua, Cade platoșa de pe ei și încep să văd rănile. Păi știi, uite, am și eu o problemă. Ah, eu când aud asta mă bucur. Dar nu că au o problemă, mă bucur că eu am o soluție. Mă bucur că pot să-i duc unde trebuie la Isus. Aleluia! Aleluia! Îmi place procesul prin care îl trece Dumnezeu pe Naman, că prorocul nu vine pur și simplu și punem în apel pentru că Biblia ne învață că există o parte care noi o facem și există o parte care o face Dumnezeu. Amin? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte că de multe ori spun vorba asta care a fost al Augustin și preluată de cealți părgin și de alți creștini. Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Când îi spune Dumnezeul lui Moise, Moise mă pregătesc să elibereze Egiptul. Și ce se întâmplă două versete mai jos? Deci, du-te. Păi stai, Doamne, am crezut că tu eliberez Egiptul. Mă trimiți pe mine? Nu, n-ai înțeles. Eu caut un om. Caut un om care să ducă vestea cea bună că eu pot să vindec. Caut un om care să ducă vestea cea bună că eu pot să mântuiesc. Caut un om care să ducă vestea cea bună că eu încă am brațul lung și puternic. Mâna mea nu s-a ascurtat, urechea mea nu a surzit. Amin? Dumnezeu încă poate. Îmi place de această fetiță că îi descrie lui Naman în câteva cuvinte un Dumnezeu care poate. El poate, el poate, el poate. Nu numai să te ducă în cer, el poate să te tămăduiască. E incredibil. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă El ar fi tăcut. Naman probabil ar fi murit lepros, ar fi murit izolat. Însă Dumnezeu a vrut să-și arate mila pentru că el vindecă leproșii. Spuneam că Naaman a trebuit să treacă printr-un proces să se scalde de șapte ori într-un râu. De multe ori și noi am vrea să fim vindecați așa. Și câteodată se întâmplă. Dar de multe ori Dumnezeu zice, fă aia, tu te acolo, ia tratamentul ăla, apucă-te de sport. Mi-aduc aminte în 2017, atunci când, după 20 de ani de alergare în misionară, trupul meu a cedat pentru că n-am respectat odihna. Și m-am dus imediat în lacrim la tata și am spus, tată, diavolul și domnul a zis, sănică, nu diavolul. Diavolul a folosit. Aici e vina ta pentru că tu n-ai respectat odihna. Odihna este din Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te odihnești, este o lege care El a lăsat-o. Aici eu nu, nu, proclam sabatul, dar fiecare om trebuie să aibă ziua lui de odihnă, nu? Pentru că nu putem să muncim non-stop, pentru că corpul nostru nu-i făcut să muncească non-stop. Cum a început? Cum a început umanitatea pe pământ? Când s-a trezit Adam, cum s-a trezit? A fost o ce? O seară și apoi o dimineață. Întâi a fost o zi de odihnă și după aia o zi de muncă. Ai, e greu. Este foarte greu. Când Dumnezeu îți dă de lucru și îți dă etape pe care trebuie să le urmezi. Mi-aduc aminte în 2017, în stresul ăla în care îl aveam, nu mai știam ce cu mine, aveam amețele, aveam îmi transpirat mâinile, atacuri de panică, veniseră din toate părțile, aveam o, o, problemă la stomac, ceva pe esofag, s-a adunat sără multe. Și mi-aduc aminte că l-am întrebat pe Domnul, Doamne, spunem ce să fac. Vindecă, mă te rog. Și Domnul a zis, te vindec, dar trebuie să treci prin procesul ăsta. Nu mi-a plăcut. Eu aș fi vrut ca Dumnezeu să pună mâna așa pe chelia mea puf, și de marți să intru iar în alergare, în pasiunea vieții mele, să duc cuvântul Domnului la fiecare om. Nu, a trebuit să trec printr-un proces. A trebuit să trec printr-un proces de 8 luni de zile în care am mâncat numai parabole fierte, fierți și orez și din când în când iaurt. A trebuit să trec printr-un proces în care m-am reapucat de sport după 20 de ani de pauză. A trebuit să trec printr-un proces în care mi-am pus somnul la punct pentru că eram dezechilibrat total și sistemul meu nervos era dat peste cap. Aș și vrut să mă vindece, domnul, așa. Dar știi tu, domnul nu vrea fără mine și eu nu pot fără el, pentru că suntem împreună lucrători cu el. În seara asta am mai multe întrebări pentru tine. Ce trebuie să faci ca să ajungi să ai acea eliberare de care ai nevoie? Ce trebuie tu să faci ca să ajungi să ai vindecarea de care ai nevoie? Da, Dumnezeu ți-o poate da instant, dar nu te ajută câteodată cu nimic, pentru că mușchiul credinței tale nu crește. Câteodată trebuie să trecem ca și în Aman prin procesul ăsta de scăldare în Iordan, în apele Iordanului. Câteodată trebuie să treci prin procesul de noire a minții în apele acestea ale cuvântului lui Dumnezeu. Câteodată trebuie să treci printr-un proces de poși și rugăciune. Câteodată trebuie să treci printr-un proces de mentorare și șlefuire. Câteodată trebuie efectiv să te reșcolarizezi. Vă spun sincer, când am auzit pe Domnul cu ani în urmă, câțiva ani în urmă, trebuie să te întorci din nou la școală, am crezut că leșim. Am zis, din nou școală? Tatăl meu era profesor, avea patru specializări, uram școala cu desăvârșire, zic, am făcut-o, școală, iar mă trimis la școală. Și Domnul a zis, trebuie să te scalzi din nou în apele Iordanului. Trebuie să te lași din nou și le de profesori și de mentori. Va fi dureros. Dar dacă vrei, Sani, să fii vindecat, va trebui să treci prin acest proces. Fetița și-a făcut partea. A transmis vestea. Zvonul. Elisei și-a făcut și el partea. A dat cuvântul și direcția. Pentru că Cristos întotdeauna îți dă o direcție. Fă asta, du-te și arată-te preoților. Ăsta e procesul prin care trebuie să treci. Se spune că erau între 3 și 6 km măsurați în kilometri românești, da, europeni, până la templu și între ăștia 3 și 6, da, între punctul 0 unde s-au întâlnit cu Cristos, le proșește abonesc că mergeau foarte încet. Unii spun că le-a luat o zi întreagă, alții spun că le-a luat câteva zile, nu se știe sigur. Dar ce pot să vă spun că în timp ce mergeau, Probabil că curgea sânge din picioarele lor, pentru că erau niște oameni care aveau doar niște mantale pe ei, nu aveau voie să treacă de linia orașului, de linia cetății. Dacă treceau de linia cetății, era acolo un hotar făcut din piatră, puteau fi omorâți de pietre, instant, de oameni cu pietre, și totuși au luat riscul să treacă prin acest proces bazat pe cuvântul lui Hristos. La altor, Domnul Hristos i-a spus, du-te și te spală la Betesda, la Siloam, îmi cer scuze. Eu, în locul meu, m-aș fi întrebat, Doamne, iartă-mă cât întreb. Eu sunt torb. În ce parte-i siluamul? Că pentru mine, în orice parte, e tot beznă. Și Domnul câteodată îți fidează logica și spune lui Naaman, spală-te în apele acestea. Și Naaman vine cu un argument și spune păi eu în Siria aveam alte soluții, aveam saune, aveam ape curate, cum să mă spăl în mocirul asta? De multe ori Domnul îți cere lucruri care nu-ți plac să le faci. Firii tale pământești nu-i fac bine. E greu. E greu, dar trebuie să te, a, să te, armonizezi cu cuvântul Domnului dacă vrei să ajungi la vindecare. Amin? și îmi place de lui Naman, ei sunt un alt personaj aici, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a scufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Noi așa trebuie să urmăm, după cuvântul Domnului Hristos, Amen. Așa trebuie să trăim. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum era carnea unui copilaj s-a curățat. Wow! Incredibil! Vezi tu, când respectăm procesul cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vindecă. Dumnezeu ne tămăduiește, Dumnezeu ne eliberează. Sunt câteva lecții care în seara asta, cum am spus, pe mine mă motivează. În primul rând, fetița. Fetița mă învață că trebuie să-mi iubesc vrășmașii și nu contează cât de tare mă rănește un om, el trebuie să audă Evanghelia. Aveam un dușman în, în gașca mea, unul cel mai tare dușman al meu și eu eram cel mai tare dușman al lui. L-o am scos doi dinți din gură odată, el mi-a spart capul de mai multe ori. Și-l uram cu desăvârșire. Adina îl cunoaște. Coco, îi spuneam noi. Și știți ce? Atunci când Hristos mi-a atins inima, cu toată ura care o aveam pentru el, ura mea s-a transformat în milă, pentru că am fost eu atins de mila lui Dumnezeu. Și m-am dus și am spus, Coco, Iartă-mă că ți-am scos dinții din gură. Am fost rău, rău, rău de tot. Dar să știi că Domnul Hristos vrea ca să auzi că El te iubește și pe tine. n știu ce să spună nici până în ziua de azi, e perplex. Știe că m-am întors la Domnul, a văzut schimbarea din viața mea și, și el și alții spun, am fi vrut și noi să ne întoarcem la bărbosul, dar nu cred că ne mai primește la rău care l-am făcut. Da? Așa îi spune ei. Fetița asta mă învață iubirea față de vrăjuma și a luat un risc mare mărturisindu-și credința în Dumnezeu și a direcționat spre prorocul Elisei. Uite, alt lucru care putem să-l învățăm. Nu poți tu să ajuți. Fii un facilitor. Băi, nu pot eu să te ajut, dar uite, ce omul ăla te poate ajuta. Poate tu ești punctul B, ea e problema, e punctul A, persoana, tu ești punctul B și știi pe punctul C care poate să ajute. Încearcă să gândești, încearcă să fii un facilitator, amen? Nu sta pur și simplu. Vă spuneam o poveste cum eram în Austria și la un moment dat Omul unde locuia a ieșit afară și a numărat, avea trei mașini acolo și ce uite, ok. Domnul mi-a zis să-ți dau o mașină. Eu venit sunt cu mașina mea, zic, n-am nevoie. I-am pus-o luval în mână. Vali zice, nici eu n-am nevoie, am mașină. Și deodată a primit un mesaj de la unul din cumnații lui că i-a explodat motorul la mașină, i s-a stricat motorul pe o centură în București. Și așa, de la punctul A, a ajuns la punctul C prin punctele B1 și B2. Câteodată, nu ești tu, n-ai tu soluția, dar trebuie să facilitezi, amin? Domnul să-ți ajute. Îmi place de fetița asta. Iar ar fi putut să tacă din gură, să zică, știi ce? Să moară vrăjmașii mei, cum zice românul. Să moară capra vecinului, nu? Așa zice român. Și totuși, ea a arătat că are o inimă aleasă și a împlinit porunca să-și iubească vrăjmașii. A trecut dincolo de lege fetița asta. Ea a fost un instrument al milei lui Dumnezeu, pentru că legea spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Fetița ce a făcut? A trecut dincolo de lege și a zis, știi ce? Acest om, mie miră de el, trebuie să audă de soluția care este în Israel. E extraordinar. Iubește-ți vrăjmașii. Al doilea lucru care se desprinde din povestea asta, fă-ți partea. Ea a înțeles că este o verigă într-un lanț, că între Naaman și Elisei este ea, veriga lipsă. Și și-a luat locul în istorie și a zis, voi fi omul care facilitează. Fă-ți partea. Fă-ți partea. Câteodată atâta trebuie să faci. Să-ți faci partea. Vezi o nevoie. Fă-ți partea. Nu trebuie tu să schimbi viața acelui om. Fă decât cât poți. Fă cât poți. Din păcate, cei mai mulți dintre noi nu mai facem nici cât putem. Și știți ce? Într-o zi Domnul ne va judeca pentru că nu facem cât putem. Una din filozofiile vieții mele este simplă. Unde sunt? cu ce am, cât de bine pot. Întotdeauna am gândit așa. Și am învățat-o de la Domnul. Unde sunt, cu ce am, cât de bine pot. Într-un sezon, poate de la 1 la 10, sunt financiar de 8 și pot să ajut mai mult. În alt sezon, sunt financiar de 2. Cu doi ăla. Du-te ca bătrânii, ca de la templu și binecuvântează. Fă-ți partea. Fetița și-a făcut partea, Naaman și-a făcut și el partea. A intrat în apă și s-a scăldat. Bă, dacă așa a zis prorocul, hai să mă scald până la urmă ce am de pierdut. Fă cât poți. Fă ce ține de tine. Întinde mila lui Dumnezeu, întinde o bucățică de pâine, întinde un sandwich. Sunt oameni care au făcut puțin pentru alții și le-au schimbat destinul. Eu am fost unul din oamenii care Duhul Sfânt m-a sculat într-o noapte. Eram locuiam în București, dormeam la cineva în apartament, dar dormeam pe pătră, nu stăteam în pat. Și la un moment dat m-a trezit Duhul Sfânt și mi-a dus aminte de un copilaj din stradă și mi-a zis, ia-ți pătura și du-te și caută-l. Și noaptea aia am plecat și am mers pe jos, n-am avut bani de taxi. -ul. Am mers foarte mult, din militar până la gara de nord, e mult de mers pe jos. Valii care s-a născut în București, poate să vă spună cam câte minute faci, probabil o oră și ceva. Și acolo am căutat la gara de nord, din am cu pătura în mână și am căutat și am căutat și la un moment dat am văzut după un colț, lângă un canal, pentru că copiii străzii ce făceau? Când se drogau iarna, ei intrau acolo în canale să se încălzească. Ăsta micu n-a mai apucat să intre în canal. Îl chema Cornel. Și l-am găsit căzut jos, tot vânăt la buze, vânăt la degete, l-am luat, l-am îmbrăcat cu pătură, l-am pus la gura canalului și am încercat ușor să-l cobor, să-l duc la căldură. Am stat aproape toată noaptea cu el, până înspre dimineață, când am văzut că își revine și atunci l-am încredințat în mâna Domnului. După mulți, mulți ani m-am întâlnit cu el când era deja mare. Și mi-a mulțumit pentru momentul ăla. Fă cât poți. Nu trebuie să faci ce nu poți. Dumnezeu te cheamă să dai ce ai. Diavolul întotdeauna te conectează cu ce n-ai. Păi n -ai aia, n -ai aia, n -ai aia, n -ai aia. Dar Dumnezeu te conectează cu ce ai. Moise, ce ai în mână? Doamne, un toiag. Lucrează cu ce ai. S-a dat Dumnezeu cunoștință. În tehnologie lucrează cu ce ai. Întinde instrumentul milei lui Dumnezeu prin prin tehnologie, ți-a dat Dumnezeu darul consilierii, întinde acel dar al consilierii și atinge, întinde acel toiac, ți-a dat Dumnezeu credință. Spune cuiva, vreau să mă rog cu tine, eu am darul credinței. Cred împreună cu tine. Fă ce poți, fă ce ai, dă ce ai. Fetița a dat ce a avut și a făcut partea Naaman și a făcut partea Elisei și a făcut partea. Și Dumnezeu și a făcut partea. Vedeți voi aici că e un complex. A fost un complex de patru personaje care fiecare și-a făcut partea și bum! Atunci s-a împlinit miracolul. De cele mai multe ori avem așa o impresie că O, oh, Doamne, coboară, Doamne, haleluia! Vină și atinge, mă! Dumnezeu te atinge, dar tu trebuie să-ți faci partea. Vrem să fim absolviți, absolviți de responsabilitatea de a ne face partea. Ne-am lenevit ca biserică oameni buni. Doamne, mântuiește pe vecinii mei, dar le-ai spus vreodată de Hristos? Păi nu că mi-e rușine. Și cum vrei să-i mântuiască Domnul? Iona, te-a pus Dumnezeu în bloc cu ei și tu odată nu ai zis de Hristos? Păi nu știu ce să vorbesc. Intră cu, într-o conversație cu ei. Ia-te de papucilor, zi ceva și du-te după ea la Hristos. Fă ceva, du-le în plasele, du cu noi, fă ceva, caută o soluție. Fetița asta, eu cred că și-a așteptat momentul. Eu cred că și aștepta momentul, i-a văzut problema și a zis, trebuie să-i spun, dar trebuie să, aflu, să găsesc momentul și s-a dus la soția lui Nama. Nu s-a dus direct la ei. S-a dus la stăpâna ei. Și vedeți adresarea ei. O, oh, dacă ar ști stăpânul meu de acest proroc al Domnului din Israel. Deja i-a trezit curiozitatea. pun stai puțin, soluție în Israel? Soluție la Betania? Există așa ceva? Păi da, noi nu mai rugăm și pentru bolnavi. Și pentru ăștia care sunt în faliment, și pentru ăia care nu sunt serios. Oh, ok. Și pentru aia care sunt în depresie, ne rugăm. După aia mai trimitem și la consilieri, că au nevoie și de consiliere să înțeleagă că trebuie să rupă niște tipare, trebuie să se scalde în apă. E un proces acolo, dar da, Dumnezeu încă vindecă. Dar noi trebuie să ne facem însuși fiul. A zis, tată, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia. Însuși fiul și-a făcut partea. A venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Deci primul lucru care îl învățăm este iubirea față de vrășma. Și al doilea, fă partea. Și al treilea lucru, după ce ai făcut tot ce ține de tine, lasă-l pe Dumnezeu să-și facă partea. Te rog frumos, nu încerca să faci și partea lui. Îți mulți oameni care sunt atât de determinați încât încearcă să facă și partea lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva, Sănica, am făcut tot ce ține de mine. Mi-am pus copii în școală, mi-am dus soția mea am tratat-o pentru că a fost bolnavă, am făcut aia, eu sunt în business, fac așa, și zice, acum sunt disperat, vreau să cumva să controlez zilele care urmează. Zice, nu încercați să fii Hristos. Tu ți-ai făcut partea, roagă-te Domnului și așteaptă acum. Dacă nu mai ai nimic de făcut, e momentul să aștepți cu credință și să lași pe Dumnezeu să lucreze în circunstanțele vieții tale. Amin? Pentru că Dumnezeu lucrează. Dar până să lucreze Domnul, tu trebuie să-ți faci părticica ta. Amin? E așa de ușor, o, oh, Doamne, trimite-l pe fratele tău la evangelizare, la anii lui. Mai dă de lucru că eu sunt leneș, tată. E așa ușor de, o, oh, Doamne, trimite-i pe ea, trimite-i pe ea. Dar tu când o să-ți faci partea? Când o să-ți iei rolul în istorie? Când o să vii și o să zici, ajunge, am stat degeaba destul, am atâtea resurse, am o vugură care vorbește, am un glas care poate striga, am ochi care văd, pot să văd o nevoie și să răspund. Ajunge, vreau să-mi iau loc în istorie împreună cu Domnul Hristos. Până când o să le nevim ca biserică? Până când? Dumnezeu să știi, nu disprețuiește lucrurile slabe și nici lucrurile mici, pentru că mic nu înseamnă neînsemnat. Oameni buni, uitați-vă la mine, eu vă spun sincer, eu nu sunt un accident, eu sunt o minune. Dumnezeu m-a luat de la cornele capri, de la de acolo, de la Iași, de la oi. Bunicul meu avea oi. Și m-a luat și m-a trecut prin procese de vindecare și procese de șlefuire să fiu ceea ce sunt asă, să fiu de folos pentru slaba lui. Dar eu am răspuns procesului. Când el mi-a zis fă, am făcut. Când mi-a zis dă, am dat. Când mi-a zis du-te înapoi la școală, m-am dus. Trebuie să răspun și să colaborez cu el. Dacă nu, poți să te rogi cât vrei tu. Pentru că dacă n-asculti instrucțiunea, Dumnezeu nu lucrează. În fiecare instrucțiune există ascunsă o minune. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, au fost... Du-te și te spală la Siloam. S-a dus să s-a spălat. Wow! Văd. Ridică-te, fă spatu și umplă. În fiecare instrucțiune e ascunsă o minune. Du-te la școală, Doamne, dar de ce iar școală? Du-te acolo și te reșcoșalizează. Doamne, am 47 de ani, am 45 de ani. Îmi spunea cineva, văd Dumnezeu, mi-a zis să mă apuc la anii ăștia să mă respecializez. În șocat. Nevastă mai șocată și ce nu ți-a ajunge unge, mă, omule, egoistule, vrei mai mulți bani? Măi, omule, nu vreau mai mulți bani. Domnul mi-a spus să urc mai sus, să mă dau pe mine model. Mi-aduc aminte că socrul meu, pe care l-am iubit mult, noi spuneam, nu, nu, dar pe el îl chema Mihai Bruja, foști refugiați de război din regiunea Cernăuț, România, în timpul războiului, la un moment dat, a avut un atac cerebral, un AVC, și l-au dus și la București și la Baia Mare, unde e cel mai mare tub din ăsta, unde te bagă să-ți facă, nu știu cum îi cheamă, remeneu sau ce, cum îi spune iubita mea. Și, și nu intra în el, nu, nu putea să stea comod acolo. Și atât de rușinat a fost, că s-a întors acasă la câmpul lung, la 70 și 1 de ani, cred că avea, nu? Oameni buni, într-un an de zile a slăbit 50 de kilograme, el singur, fără nimic. Eu când l-am văzut m-am dus să întreb, nu, 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 nu te supărat pe mine, cum ai reușit? Zice, una, am schimbat de pe pâine pe mămăligă, cum mâncau bătrânii noștri odată. Doi, foame, Post, post. 50 de chile într-un an și zice, sănișor, tu te gândești că eu căram 50 de chile pe mine. În fiecare zi, ca un sac de ciment îl căram pe mine. Și am zis la, la, la sfârșit, l-am întrebat de ce ai făcut asta, știi? Și mi-a spus, ca să vă arăt că se poate și la vârsta asta. Se poate. Când tu respecti procesul, când tu îți faci partea, Dumnezeu își face parte. Dumnezeu nu rămâne dator, amen? Când tu dai cu credincioșie, la zecioală, când dai cu la, la dărnicie, cu credincioșie și, și asculți de Cuvântul Domnului, Dumnezeu se uită și de El toarnă peste tine. El nu rămâne dator, amen? Când tu mergi și vestești cuvântul acolo în închisoare, dimineața ne-a arătat Domnul o viziune pentru fratele Dan, l-am văzut cum predica cuvântul și cum ținea scriptura în mână și din, din, din pagine și au flăcări de foc. Și am văzut un înger la dreapta și un înger la stânga lui. Și Domnul mi-a vorbit, ăsta este milă și ăsta este îndurare. Pentru că Biblia spune, mila și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Dumnezeu e cu el acolo în închisoare, dar de -aia el a făcut un pas, a zis, Doamne, mă jerfesc, mă duc, mă duc înapoi, acolo unde am fost să vestesc Evanghelia. El face ce a făcut fetița. Concluzia e simplă, Dumnezeu nu disprețuiește lucrurile slabe și nu desconsideră, nici tu nu, nu te rog frumos, nu desconsidera puterea cuvântului, pentru că niciodată nu știi ce efect va avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu asupra unei persoane din blocul tău, din comunitatea ta, de la locul de muncă. Eu sunt unul din oamenii care m-am întors la Dumnezeu pentru că cineva mi-a spus se poate și fără alcoolism, și fără scandaluri, și fără bătăi, și fără adrenalină din asta. Și eu am zis, pe bune, se poate și altfel? Asta a fost reacția mea. Și mi-a zis, da, se poate. Cum? Doar prin Hristos. Trebuie să înveți să umbli pe o altă cale. Și mi-a stârnit interesul. Eu nici n-am crezut că se poate, nu vedeam dincolo de problemele mele, nu vedeam dincolo de alcoolismul meu, nu vedeam dincolo de, de bătăi, de scandaluri, de stradă, viața de noapte, nu puteam să văd lumina. Până când cineva a venit și mi-a spus un cuvânt. Îți i seama ce puternic a fost cuvântul ăla? Așa m-am întors, ăla mi-a spus un cuvânt, altul m-a chemat la biserică, adică fratele meu m-a dus la biserică, m-a convins. A venit într-o dimineață și mi-a spus, bă, noi am găsit niște ăștia, niște pocăiți din ăștia care se roagă la Iisus. Și zice, la cât de nebune și câte probleme ai, cred că ți-ar prinde bine, că numai biserica te mai salvează. Și știi ce? M-am dus la biserică. Unul mi-a spus, altul m-a dus, altul s-a rugat pentru mine un păstor să fiu eliberat și altul m-a luat și m-a ucenicizat. Și am trecut printr-un proces de vindecare, Amen. Și acum pot să spui că da, sunt un om vindecat, sunt un om eliberat. Dar n-a fost ușor. Ești tu gata să treci prin etapele procesului? Eu mă întreb ce s-ar întâmpla dacă săptămâna următoare, începând de luni, când ni se arată o oportunitate să vestim această soluție, îl cunoaștem pe unul care poate, noi nu putem. Eu sunt nu te pot ajuta. Dar știu pe unul care este veșnic, puternic și te poate ajuta stânca veacurilor. Cum ar fi comunitatea noastră, dacă numai cât suntem aici, am începe să spunem săptămâna viitoare, de luni până când ne vedem duminică, să vestim soluția, atât. Atâta trebuie să faci, să-i soluția. Băi, știu pe cineva care te poate ajuta. Atât. Știi ce s-a întâmplat cu omul ăla? Când se lovește din nou de, de viață și aduce aminte cuvintele tale. Știu pe cineva care mă poate ajuta. Oare cine-o fi ăla? Hmm. Nu uita că noi suntem într-un proces și Biblia spune că unul seamănă, altul udă, Dumnezeu face să crească. Să știți că am semănat în mulți oameni și mulți au semănat în viața mea. Am semănat în ei și poate s-au întors la Domnul prin lucrarea altuia. Și omul ăla s-a super bucurat și a zis, Mamă, ce tare am predicat azi că patru oameni s-au întors. Dar el n-a înțeles că e tot un ciclu aici și un circuit. Unul a semănat, altul a udat, Dumnezeu a făcut să crească ca el să poată să se cere. Tu ești parte dintr-o împărăție vie. Ești parte dintr-un trup al Domnului Hristos care nu este paralizat, dar ne comportăm de multe ori ca atare. Haideți să ne deschidem gura, hai să facem ce putem și ce ține de noi, amin? Se spune, de ce am auzit o, o poveste faină că o femeie avea un, un vecin care făcea tămvălă o mare în bloc, acolo în comunitatea lor. Și femeia asta nu știa ce să facă și tot ce știa să facă era niște prăjiturele mai ducea din când în când pe la vecine și toată lumea o lăuda. Ce prăjiturile bune faci? Nu știu dacă erau negreze sau altceva, că nu mă pricep. De astea cu frișcă, de o bihor, cu spumă mult așa. Și zice, știi ce am să fac? În fiecare zi am să fac o tăviță, o farfurioară de prăjituri și o să le pun la ușa acestui om care ne terorizează scara. Și am început să le pun acolo și să le pun acolo și să le pun acolo. Și să le pun acolo și tot dispăreau. Știi ce s-a întâmplat? Până într-o zi în care omul ăsta a început să se liniștească. Pentru că a înțeles că nimeni nu-i vrea rău. El avea în capul lui ceva stricat, un filament stricat. Credea că toată lumea e împotriva lui și el e singur împotriva tuturor. Să credea un fel de rapidist. Dar nimeni nu-i vrea rău. Și a zis, uite-mă, oameni care totuși mă iubesc. Oameni la care le pasă de mine. Și a început să se liniștească și el a început să fie un om... Uh, în care a început să taie iarba la vecine, să le care cumpărăturile, să facă. Pentru că vezi ce semeni în cineva, dacă semeni bunătate, începe să crească bunătate în el. Dacă semeni credință, începe să crească credință. Dacă semeni adevăr, Dumnezeu face adevărul la să crească, amen. Dar dacă tu semeni frustrare, îi dai și tu atitudine când trece pe lângă tine pe scară, băi, ai grijă ăsta, vezi că e blocul meu de parcare. Să nu te mai prind. Știi ce zice ăla? A furisit-te pocăitul ăsta, mă. Mi-am pus și odată mașina pe locul lui de parcare și vrea să mă împuște. Dragilor, hai să învățăm de la fetiță să iubim vrăjmașii, să fim instrumentul milei lui Dumnezeu, să ne facem partea și trei să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă partea. Nu încerca să fii Dumnezeu, nu încerca să orchestrezi tu viața copiilor tăi. Bă, omule, dacă sau au căsătorit, lasă-i în pace. Nu încerca să controlezi tu destinul copilului. Îmi spunea odată un păstor, zice, Sani, cea mai mare înțelepciune pentru un părinte este să lucreze și să aducă educația în jurul darului care Dumnezeu deja l-a pus în copilului. Dacă lucrezi împotriva acelui dar, și ce se va întâmpla mai devreme sau mai târziu? O să lasă educația și copilul o să meargă înainte cu darul, pentru că darul din noi iese la iveală. Darul ne duce înaintea împăraților, amin? Așa că hai să semănăm bunătate, hai să semănăm speranță săptămâna asta, hai să semănăm un zâmbet, când ești, ce ar fi când ești din casă, nu mai ești așa. Să spui zâmbetul și să zici, eu sunt un copil de Dumnezeu, sunt unul din care curg râurile de apă vie, nu moarte, amin? Învață să zâmbești dacă trebuie, păi eu am 72 ani și nu zâmbesc, învață! Că și eu am învățat, credeți-mă, am învățat. Când cineva mi-a spus, a uitat la mine și zis, tu vezi mă că ești acru, toată ziua stai supărat și încruntat la școală și la ore, tu nimeni nu se poate apropia de tine, e sălbatic. au fost cam dure cuvintele, dar m-am trezit. M-am dus la oglindă, acolo la toaleta băieților, m-am uitat la mine, bă, să știi că stau cam încruntat. Și am încercat să... <laughs> și vine un coleg și zice, dă-mi voie mă să te ajut că eu lucrez în marketing. De acum când răspunzi la telefon, să răspunzi cu zâmbet. Dar știi ce? Nu marketingul te salvează. Dragostea lui Dumnezeu și mila lui care e în mine nu mă lasă să stau nepăsător. Biblia spune că dacă avem harul lui în noi, nu vom putea să fim nici leneși, nici neroditori. Dar dacă suntem leneși și neroditori, ce, ce înseamnă? Că ceva e disfuncțional. Ce zice să cerem în seara asta harul lui Dumnezeu? Din nou. Harul lui Dumnezeu din nou. În timp ce slujim aici, împreună cu liderii, în seara asta aș vrea să ne rugăm și pentru bolnavi. Am povestit, am întrebat pe postorul bisericii, pastorul Tibi și mi-a zis, că ok, vrem să avem uleiul la noi, facem și ungerea. Eu cred că Domnul se va ocupa de lepra noastră, dar noi trebuie să ne facem treaba. Amin. Poate ești și tu canaman. Și poate n-ai probleme cu lepra, ai probleme cu mânia. Nu știu dacă știți, dar statisticile spun că mânia este unul din lucrurile care distruge cel mai mult viața unui om. Mânia. Mânia. De asta Pavel, dacă îl studiați pe Apostolul Pavel odată, m-a studiat toate listele lui cu rugăciune și lucrurile care le atacă în Scripturi și mânia e întotdeauna pe primul loc în toate listele lui. Mânia e în primele locuri. De ce? Pentru că el a fost probabil un om mânios care a fost transformat de mila lui Dumnezeu. Era un om care era stârnit, care vrea să... Era un om le... al legii, un om legiuitor. El spune că, din punct de vedere al legii, era fără neprihănire. Era la liniuță. Că mânia întotdeauna produce. E produsă de lege. Și legea întotdeauna produce robi și mânioși. Dar harul întotdeauna produce fii. Și oameni cu bunătate. Amin? Ce ziceți în seara asta? O primă rugăciune, înainte să ne rugăm pentru bolnav, Doamne, umple-ne din nou cu haro și bunătatea ta. Am înțeles de la fetița asta că ea n-a avut multe, n-a avut putere, n-a avut statut, nu era credibilă, era o roabă, o sclavă, și totuși ea a plantat sămânța nădejdii în soția lui Naaman și na soția i-a transmis speranța lui Naaman. Și Naaman a mers și s-a întâlnit cu Domnul Dumnezeu. Vedeți că acolo este o expresie, spune la sfârșit, zice, acum știu că nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Israel. Așa aș vrea să vorbească oamenii pe care eu îi întâlnesc și impactez. Cu unii dintre ei, să știți, mă întâlnesc o singură dată în viață. Atunci la benzinărie sau la market sau la unde mergi tu. Te rog frumos, du vestea bună a mântuirii. Spune-le, mă, omul, eu nu pot să te ajut, îmi pare rău că te simți prost. Dar există o soluție, există o persoană care te poate ajuta. Mâna lui nu s-a scurtat. El este același ieri și azi și în veci. El încă poate. Și când eu nu mai pot, el încă poate. Numai Domnul nu lucrează într-un vacum al vieții. Noi trebuie să ne facem partea și să răspundem poruncii lui. Amin că Dumnezeu nu m-a mântuit că am stat cu berea și cu țigara în mână. Mi-am venit în fire ca fiul risipitor și am zis, știi ce? Pum, mă duc la biserică cu fratele meu să, văd ce se întâmplă cu mine. Bă, dacă e adevărată treaba asta cu Hristos, pariez pe ea, exact așa am zis. Și am spus, Doamne, știu că existi. Problema mea cu tine știi care e, că nu știu dacă îți pasă atât de mult de mine încât să ai o relație personală cu mine. Dar știi ce? Pariez și merg pe mâna ta. Eu veneam din lumea, vorbeam cu limbajul respectiv, dar al pocărului și al pariurilor. Și știi ce? Dumnezeu nu m-a dezamăgit. Da, am avut multe de depășit, am avut multe lucruri de făcut, Dumnezeu mi-a pus specific să-mi cer tare părinților, să mă întorc la școală, să-mi termin școala, să-mi cer colegilor, prietenilor, să cer oamenilor din cartier, care le-am spart geamuri la case, geamuri la mașini, le-am spart roțile la mașină, le-am distrus grădinile, le-am furat strugurii, am fost Vă rog frumos să mă vecine, eu am fost la cu struguri, știți? Am vândut la piață, am luat un preț bun. Promit că vă dau bani înapoi. Oare ce instrucțiune are Hristos pentru tine în seara asta? Care ți spune, așa am spun din Duhul Sfânt și îmi face de cunoscut, i-am spus de atâta vreme și nu a luat-o în seama Nu uita, în orice instrucțiune este ascunsă o minune. Poate e ceva foarte mic, mic de tot, Mic, mic, mic. Persoana care a pus nădejde în inima mea în anii de teroare și în anii de întuneric, în anii de depresie, când beam câte 3-4 zile și nu mâncam și eram fugit și dormeam pe unde nimeream, a fost mama mea. De fiecare dată când fugeam de acasă, mă prindea de mână și spunea te rog să nu-ți faci rău, să nu te sinucizi. Tu ești un băiat bun. Eu mă uitam la mine și nu mai băiat bun, nu vedeam. Dar mama a pus nădejde în mine. Ea și-a făcut partea. George, evanghelistul care mi-a spus de Hristos prima oară și-a făcut parte. Fratele meu Mihai m-a dus la biserică și-a făcut parte. Cristi m-a luat și m-a ucenicizat, m-a învățat siguranțele și-a făcut parte. Pastorul Rici mi-a pus scriptura în mână și a zis trebuie să citești Biblia că dacă nu ea și a făcut parte. În viața mea mulți oameni și-au făcut partea ca să ajung unde sunt astăzi aici. Și eu încerc să-mi fac partea și să fiu rotița aia care mișcă inima lui Naaman. Eu cred că în următoarele luni o să întâlnim mulți ca Naaman în jurul nostru. Legați în depresie, legați în panică, nesiguranță. În a venit cineva acum și m-a întrebat frumos să-mi spui cum să investesc banii. E crize, e război, vine recesiunea. Frate, zic eu, nu sunt economist. Mie dacă îmi dai mie acum, 5000 de euro, mă gândesc 3 luni până investesc. Eu n-am nu, nu, făcut investiții de bani. Nu dați ce roagă -te Domnului. Zice, mă pot ruga Domnului. Domnul spune să investești cu înțelepciune. ce asta nu mi-e de ajuns. Spune unde? Asta nu-ți pot spune că nu sunt banii mei, sunt banii tăi și după aia nu vreau să vii la mine, S-a anitran că mi-a spus ca să dau banii acolo să investesc. și dar nu, nu vreau responsabilitatea asta, nu vreau. Ia ta, prietene, sunt banii tăi. Ia ta, fă partea. Și știi ce? Și l-am sătuit Du-te și vorbește cu alți copii ai Domnului care fac investi investiții acum și vezi lor ce le spune Dumnezeu, pentru că eu cred în călăuzirea comună din fapte. Ei s-au rugat și Duhul Sfânt le-a vorbit. Amin? Nu știu la ce școală să mă duc. Ce instrucțiune ți-a dat Dumnezeu care n-ai respectat-o? Eu vă spun una care eu am, 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 am refuzat să o execut. Domnul mi-a spus așa, după ce m-am pocăit. Vreau să mergi să-ți tatăl. Știți câți ani mi-a luat până l-am iertat? Patru ani de zile am mers la biserică, am stat în bancă, am cântat cântece, am făcut rugăciuni. Dar știți ce? Cerul meu era închis. Mă loveam tot timpul de un cer de gheață și rugăciunile mele erau ca o nucă care o aruncam și venea înapoi. Până în ziua când am căzut în genunchi și am zis, Tată Ceresc, iartă-mă că am cutezat să nu-mi iert Tatăl. Pentru că Tu mi-ai spus, iertați cum va ierta Hristos pe voi. Și cum te ierta iertat Hristos pe tine? Mie mi-a rupt toată factura, toată datoria. Și în ziua aia l-am iertat pe Tatăl meu. Și a început o călătorie de exprimare și de extensie a milii lui Dumnezeu către Tatăl care el a fost șocat până în ultima, ultimele zile a vieții lui. Chiar el cu gura lui mi-a spus, bă, tu ești mai bun ca mine. Pentru mine a însemnat foarte mult asta să recunoască la câtă mândrie de oltean avea în el. Dar Dumnezeu i-a zdrubit inima. Mai luăm un, un moment. Duhul Sfânt îmi spune să nu te grăbești din seara asta. Care e instrucțiunea care i-ai dat eject? Și Dumnezeu ți-a spus să o împrinești. Iartă-ți părinții, iartă-i pe cei care te-au nedreptățit, eliberează-l pe frate, tăi chiar dacă te-a săpit la pământ. Eu am un frate care când s-a îmbătat de câte ori mă suna și îmi spunea, bă, fii atent care-i treaba. Deci tata a vândut și bucata aia de pământ și am băut banii, ok? Deci să nu ne sun să... punct. Să simți, nu știu... Pac, mai treceau un an, iar mă suna, bă, fii atent. Am mai vândut o bucată de pământ și tu n-ai primit nimic. Asta e viața, ce să faci? iară și iarăși, iarăși. La un moment dat, wow, Doamne, eu rămân fără nimic. Și Domnul mi-a zis, dar Sani, eu nu te-am chemat să moștenești pământul ăsta. Tu ai o altă împărăție. Totuși, eu voi avea grijă de tine și îți voi da și o moșie. Și o moștenire. Care e instrucțiunea care tu n-ai respectat-o? Poate că ascultarea față de părinți, Poate că ai vorbit în ascuns urât față de părinții tăi și Biblia spune ce ți părinții. Poate că soția ta ți-a transmis un semnal și tu nu l-ai luat în seama și ai zis, a, mă, lasă-mă, eu sunt aici, capitan. Poate că soțul tău îți transmite semnale, am nevoie de ajutor, sprijinește-mă în perioada asta și tu nu vezi. Ce instrucțiune ți-a dat Dumnezeu și tu n-ai respectat-o? Și mai e o categorie de oameni care o să primiți instrucțiunea azi aici. Du-te și fă lucrul ăla și vei fi vindecat. E testul credinței. Biblia spune despre Avram, acum știu că te temi de Dumnezeu. După ce ai făcut gestul ăsta, un gest mic, Domnul Hristos îi spune femeii cananence pentru vorba asta, du-te, a ieșit dracul din fică ta. Pentru vorba asta, pentru că în vorba asta am văzut credința. Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt vorbește biserica tale. Poate că ne chem seara asta și cu siguranță ne chem să ne iubim vrăjmașii ca așa ne-a porucit Domnul Hristos. Și Doamne, dacă nu ne-am făcut partea, iartă-ne că am aruncat responsabilitatea pe alții. În seara asta vrem să facem acele lucruri mici care țin de noi și știm că Tu vei face partea acele lucruri mari care noi nu le putem controla vrem să fim extensia, instrumentul milei lui Dumnezeu pentru naamanul vieții noastre. Vorbește, Doamne, că și robul meu ascultă, nu? Vorbește că robul nu, vorbește că robul tău ascultă. Vreau să ne pocăim de o mentalitate care e pe la biserici. Bă, mesajul ăsta, frate Sani, era pentru fratele, știu exact cu ei să potrivea. Era pentru pastorul Timotei mesajul ăsta. Avea nevoie, nu pentru mine. Vreau să te pocăiești de mentalitatea asta. Mesajul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu, e pentru tine și pentru mine. Amin? Nu e pentru ăla de lângă tine care crezi tu că trebuie să-i rezolvi viața. Tu trebuie să fii atent la viața ta. Ești responsabil de viața ta, nu de viața vecinului tău. În primul rând de a ta și de a familiei tale. Amin? Fă-ți partea și lasă-L pe Dumnezeu să-și facă partea. Ce înseamnă să-ți faci partea? Fă tot ce ține de tine pentru problema în cauză. Și după aceea, lasă-L pe Dumnezeu. Exact așa cum zic doctorii, de aici, noi am operat de aici, e mâna Lui Dumnezeu. E degetul Lui Dumnezeu. Noi nu mai putem face nimic de aici. Ei recunosc asta. Așa trebuie și noi să ne facem partea subliniez din nou, trebuie să-ți faci partea. Sunt oameni aici care încă nu-și fac partea, care nu sunt credincioși în lucrurile mici, dar vor să vadă lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Dar în împărăție știi cum funcționează? Credincioși în lucruri mici, apoi credincioși în lucruri mari. Ești tu credincios în lucruri mici? Chiar dacă e monotonie, chiar dacă e rutină? omul omule, m-am săturat să fac atâta mâncare pentru copiii ăștia. Îi cresc de 20 de ani, numai asta fac. Cresc copii. Cum să mă folosească pe mine Dumnezeu? Păi tocmai că Dumnezeu ți-a pus generația următoare în mână și tu n-ai realizat. Crezi că e ușor pentru fratele Dan să meargă la închisoare? Rutina te lovește, monotonia te lovește, face aceleași lucruri. Dar știi ce? Eu știu un lucru. Dumnezeu nu ne-a chemat la succes, cum spune Hollywood, ne-a chemat la a fi credincioși în lucru încredințat. Amin? Și dacă tu ești credincios și eu sunt credincios, cum a fost și fetița asta, Domnul ne va răsplăti. Nu spune povestea mai departe, dar eu cred, așa cred și îmi place să cred, că ea până la urmă a fost eliberată și trimisă la familia ei. Dar și dacă n-a fost, și-a făcut partea. Și Dumnezeu și-a luat slava, amin? Pentru că acest om a fost atins și s-a întors în Siria și știi care a fost primul mesaj care le-a spus împăratului său? Nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Israel. Asta îmi doresc să audă generație noastră și să spună hai să ne rugăm împreună și după aceea cine are nevoie de rugăciune pentru vindecare vă așteptăm în față, suntem aici frații pastori sunt aici slujitorii Domnului sunt aici o să ne spună pastorul Tibi cum funcționează momentul ăsta de rugăciune dar aș vrea să fii serios cu Dumnezeu Puneți întrebarea, încă ai ură față de vrăjmașii tăi? Încă ai râcă, încă ți se pune nodul în gât când îl vezi? Hristos te cheamă la milă. Te cheamă la iubirea vrăjmașilor. Lasă paguba la tine, frate. Așa îmi spune Domnul să zic. Lasă paguba la tine. Dumnezeu îți va da mult mai mult. Lasă-i să ia. Nu, poți, nu poate nimeni să-ți ia ce ți-a păstrat Dumnezeu. Tată Ceresc, în seara asta venim înaintea ta și învățăm de la această copilă mică că tu pui pres pe lucrurile mici și că un lucru mic a schimbat destinul unui om și destinul unui popor. Îți mulțumim, Doamne, că această fetiță, această copilă a fost gata să riște, să ducă mila ta acestui vrăjmaș al ei, acestui dominator al ei, acestui războinic care a ucis probabil poate și pe unii din familia ei și pe unii din neamul ei. Doamne, îți mulțumim pentru acest exemplu. Că Tu folosești lucrurile mici ca să faci lucruri mari și tata iartă-ne că de multe ori am spus că darul pe care ni l-ai dat e prea mic ne-am comparat cu alții și ne-am fi dorit să fim un om pe o platformă care atunci când predică ca și Petru se întorc atâtea mii de oameni dar tata astăzi luăm decizia să fim credincioși în lucrurile mici în lucrurile pe care tu ni le-ai încredințat pentru că știm că tu întotdeauna să faci partea Știm că tu întotdeauna să faci partea. Și Vreau să citesc, să termin cu un verset. Care mi l-a pus Domnul în minte acum. Căci după cum într-un trup avem mai multe modulare și modularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem modularele unii altora deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. După harul care ne-a fost, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește să cârmuiască cu râvnă. Amen. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească în cinste. Fiecare să dea întâietate altora. Hmm. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, amin. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în ecaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Aveți acelea simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Îmi place de David cum spune, Doamne, mie nu-mi trebuie lucruri înalte. Eu vreau să rămân cu tine la lucrurile astea mici sunt fericit aici cu tine. Unde ești tu, este bine. Ești gata să spui, Doamne, sunt gata să-mi fac partea și să intri într-un legământ cu Domnul? Ești gata să încep să fii roditor și muncitor și lucrător, pentru că cuvântul e viu și lucrător. Dacă tu nu lucrezi, e o problemă, înțelegi că e o disfuncțiune acolo în viața ta spirituală. Dacă tu aștepți doar ca păstorii să predice Evanghelia, dacă aștepți doar că ei să se roage, nu-ți pui problema când doi, trei se roagă și tu stai și te uiți. Nu-ți pui problema că tu ai o problemă, e o disfuncțiune spirituală acolo. Ce s-a întâmplat cu tine, dragule? Ce s-a întâmplat cu tine, omule? Unde s-a rupt firul? Hai acasă astăzi. Este har pentru toți. E putere pentru toți. Amin? Spune-i Domnului, Doamne, umple-mă cu puterea Ta. Ajută-mă. umple -mă cu harul Tău, care nu mă lasă nici leneși, nici neroditor, în numele lui Isus.